Bună dimineața, așa, bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului. Vineri 13, zi cu ghinion pentru Angela, iar a întârziat. Mamă, ce părdaf și-a de la Sergiu în dimineața asta. Ieri, când putea să întârzie, cum a fost acum, n-a făcut-o. Dar astăzi... întârzia mult. Mă rog, ai deziat. Comentează. Și comentează, da. Comentează. Angajatul vostru. Voi l-ați învățat așa, voi l-ați crescut. Nu mă bag. Bună dimineața, Sergiu. Bună dimineața. Hai să o mai iertăm încă o dată și încă o dată și încă o dată. Cum era bancul ăla cu blondele? Mai dă-i o șansă. Ziceam 13 februarie și vineri pe deasupra. Pentru cei superstițioși e criminal, nu? Cred că nu ies din casă. Da, eu știu, de acum cred că s-a obișnuit, că am tot fost vineri 13. Da? Nu țin minte de data trecută. Cred că a trecut vreun an sau doi, că nu... Da, bine, știu că au mai fost date din astea, așa că... Da, au mai fost, da, când e vineri 13, adică și vineri și 13. Păi no. Uite, azi o să ne uităm să vedem ce s-a întâmplat pe 13 februarie, în anii trecuți, și o să vedem s-a născut, a încetat din viață. Adică dacă vrei... A, uite, în 1903 s-a născut scriitorul belgian, nici nu știam că e belgian, George Simenon. Sfântul... nu? El parcă era cu mai autorul cărților. Are colegul meu, trimis o vorbă, nu știu, n-a jucat pe partea mea. În anul 1571 a încetat din viață sculptorul, gravorul și scriitorul florentin Benvenuto Cellini. În anul 1853 medicul Charles Gabriel Pravaz, care a inventat seringa. Ăsta tare, cât îl blastămă și acum unii copii, nu? În anul 1873 s-a născut cântărețul de operă rus Fedor Ivanovici Shaliapin, iar în anul 1883 a încetat din viață compozitorul Richard Wagner. În anul 1895 a încetat din viață preotul, poetul și traducătorul Iraclie Porumbescu, tatăl compozitorului Ciprian Porumbescu. Cu alte cuvinte, așa, în zona muzicii și a... asistentelor TV ar fi ziua asta de 13, nu? Da. A uitat să... Hai. Da. La fiecare își pune sunerile care caracterizează, care aveam și eu la un moment dat de alea. Dar niciodată n-am avut cu te caută cineva sau... Nu răspunde. Da. Niciodată n-am avut de alea. Okay. Și marți 13. Cum? Marți 13. Marți 13 a mai fost. Luna trecută chiar. Da. Știi? Chiar asta ai primit acum. Da, marți 13 a mai fost. Vineri 13. Nu, știi cum e? O să ajungem cât de vineri 13, odată la nu știu cât timp, să avem de-alea, să pui pe ProTV filmul Vineri 13, știi? Da. Că de fiecare dată de Crăciun avem Singura Acasă. Pe da. ProTV. Adică a ajuns să fie... ok, oare ce film ne pune ProTV de Crăciun? Singura Acasă, tam. Dar de fiecare dată e la fel filmul. Nu e nici măcar varianta remasterată. 3D, 4K, în fine. Sergiu, vorbeam zilele trecute, săptămâna trecută, despre cazul lui Cristian Maxim. Și de atunci am văzut mai multe articole în presa locală. Spunem, în ediția de astăzi avem ceva pe subiectul ăsta? Astăzi am mai lăsat-o mai moale să nu zică careva că facem o campanie împotriva DNA-ului, deși, așa cum am explicat, demersul nostru jurnalistic are drept scop doar aflarea adevărului, adică nouă ni s-au părut câteva lucruri care nu se leagă acolo în acel dosar și nu numai nouă, ci și instanțelor de judecată, da? Păi de acolo acela a fost declicul la care s-a prins becul. Da, deci scenariul prezentat inițial de DNA suna ca un film american. Da, deci doi informatori care sunt dați în vileag de niște polițiști care îi turnau unui ofițer de informații, polițiștii le fabrică probe, protejați de șeful serviciului de informații și protecție internă, da? Acuzații foarte grave.
nu? Polițiști care ar fabrica probe într-un dosar penal, părerea mea că ar trebui să stea 10-20 de ani în închisoare până eu îmi chema noi înapoi, știi? Dacă eu mai chema. Dacă eu mai chema, corect. Însă, primul semn de întrebare a fost la tribunal, nu? Când l-au dus pe șeful SIPI, comisarul șef Maxim, la arestare, da? I-au cerut arestarea cei de la DNA. Și DNA-ul mi-l lasă în libertate. Nu numai că mi-l lasă în libertate, dar nu iau nicio altă măsură DNA. Am zis instanțele, DNA, da? Instanțele nu iau nicio altă măsură preventivă împotriva lui, știi? Adică omul liber ca pasărea cerului, da? Apare și motivarea unde se spune că nu există probe. Nu poți aresta un om, un funcționar public s-ar crea un precedent foarte periculos, doar în baza unei denunți. Pentru că, din ce ne-am dat noi seama, vorbim doar despre denunțuri în acel dosar, cătușe și cam atât. Polițiștii, doi dintre ei ajung în arest, da, și petrec o noapte chiar în beciurile unității al angajați. Unde ești, mă? La muncă. Ai stat peste program, da? Ești sub trei. A doua zi sunt pus sub control judiciar, toți trei, da? Doi dintre ei fac contestație, fac plângere, mă rog, în termenul prevăzut de 48 de ore, li se ridică de câte instanță măsura control judiciar, constatându-se la fel ca și în cazul lui Maxim, că nu sunt probe, nu sunt indicate nici măcar un minim de probe, așa scrie motivare. Singurul care a rămas sub control judiciar e chiar șeful secției Gălănești, dar nu pentru că în cazul lui ar fi ceva indicii că ar fi ceva deosebit față de celălalt, ce da. Nu a pus plângere. A făcut-o după o lună, deci nu a făcut-o în termen, a făcut o contestație el. Da. Și există o practică acum la magistrați, cine ia controlul judiciar, deci dacă ia procurorul controlul judiciar asupra unui inculpat, să-l ridice tot procurorul, dacă ia judecătorul, să-l ridice tot judecătorul, știi? Da. Cam asta e povestea. Și aici, fiind luat de procuror, va trebui la expirarea lui, adică undeva la 20 februarie, dacă nu înșel, să îl ridice procurorul sau să îl prelungească. Bun, apoi am găsit un document într-un rechizitor, într-un dosar public aflat pe rolul judecătorii Rădăuț, prin care au fost trimiși în judecată cei doi informatori, unul din dosarele fabricate, în care apare un pasaj foarte interesant, da, procurorul de caz vorbește despre faptul că acel ofițer care, de la care ar fi plecat totul, care și-ar fi ofițer SIPI, da, care și-ar fi turnat superiorul, de fapt primea informații false. Și el la rândul lui a fost prins într-o capcană, ajungând chiar să învețe pe infractori, da, pe presupuși infractori, cum să se răzbune pe polițiști, cum să le facă ochii, da, să le facă denunțuri. Cum să se răzbune. Exact. Este sesizat parchetul Tribunalului Suceava, deci procurorii de la Rădăuț sesizează parchetul Tribunalului Suceava. Din informațiile mele, acea sesizare ar fi ajuns la DNA. Încep audierile, nu? A pornit aer condiționat, dacă mă uitam, dacă era de DNA, mă întorceam așa, nu? Încep audierile, ăștia se gândeau, bă, uite, se mișcă DNA-ul și verifică relația ciudată, da, a polițistului ăsta de la SIPI cu informatorii lui, da? Dacă încolo pe 22 decembrie, băieții se trezesc cu mascații la poartă. Polițiștii, uși sparte, tândiți la pământ, încătușați, aduși la audier la DNA. Maxim la fel. Maxim avea și presa la poartă, că așa e la noi, în ultima vreme, perchezicea și mesajul. Știi? Ceea ce nu mi se pare normal. Totuși, prezumția de nevinovăție să care un om, chiar dacă suntem ziariști, e clar că pentru noi informația contează. Da, înainte de a fi ziarist, suntem oameni și dacă stăm și trebuie să te gândești mereu, eu am învățat lucrul ăsta din anii de când lucrez în presă, să încerci cumva să te pui și în pielea celuilalt. Bine, acum nu să te gândi că... Să nu fii foarte categoric în baza primelor informații din teren. Da. Nu? Exact. Și hai să vezi că tare am impresia că în dosarul ăsta o să se lase cu achitări, cu clasări. Asta are pe doar dacă... DNA-ul nu are alte probe pe care nu le-a scos încă din motive știute numai de ei și a mers în faza asta doar pe acele denunțuri. Deși e foarte greu să... Deja au, cum să spun, au stârnit ceva, nu spun ce. Au stârnit pe lângă o reacție din partea justiției și anume de vezi mai cam că n-aveți nimic. Au stârnit... demersul tău de a căuta mai multe pe tema asta și descoperind tot mai multe îți vin informații în baza cărora dai întru totul dreptate celor din justiție, da?
Și acum mă gândesc, mi-aduc aminte că în urmă cu ceva vreme aveam oameni care îmi spuneau așa: domne, din păcate se muncește foarte mult și procurorii și polițiștii lucrează foarte mult, dar cei din justiție eliberează foarte ușor. Da? Și în spețele care mi se prezentau la vremea respectivă, le dădeam întru totul dreptate celor din procuratură. Eu trebuie să spun încă o dată, îl cunosc personal pe Cristi Maxim. Ar fi fost o dezamăgire pentru mine chiar să fie implicat în chestiuni atât de complicate. Aveam, cum să spun așa, încrederea că totuși nu a făcut lucrurile alea. Între timp, justiția vine și dovedește lucrul ăsta. La fel, mi-am expus punctul ăsta de vedere, dar m-am oprit aici, pentru că fie vorba între noi, câteodată stai lângă un om și îți dai seama că nu l-ai cunoscut, stai lângă un om o viață întreagă. De-aia, vorba ta, știi, parcă nu-i foarte bine să fim categorici de la bun început la primele. Oricum, și din filmul ăsta american, de care îți spuneam eu că cam așa sună scenariul nostru, are și scene de seriale precum Las fierbinți, știi? Adică într-un denunț, de exemplu, al unuia dintre informatorii acelui polițist Sipi, respectivul spune așa: domnule, era 1-2 noaptea, am ieșit să păzesc porumbul. Așa mi-a venit mie, am ieșit să păzesc porumbul. Când păzeam eu porumbul, ce să văd, o mașină de teren a intrat în viteză în lanul meu de porumb. După ea, o mașină de poliție. Șoferul din jeep o ia la fugă, polițiștii vin și mă apropii, văd cum descărcau baxuri de țigări din jeep și le puneau în mașina lor. Îl văd ăștia. Bă, ce face aici? Păi e la numele de porumb, fraților. A, da? Ia și tu două baxuri, trei baxuri aici pentru pagubă. Și a plecat omul. Și după un an de zile își aduce aminte treaba asta. Un an și ceva, știi? În condițiile în care acele țigări au fost găsite acasă, da, la percheziții, la vremea respectivă, chiar la 3 zile după așa zisul incident de care vorbea el, și a susținut că erau țigările pentru el și familia lui. 1000 și ceva de pachete. Da? Un alt denunț, un tip care spune: domnule, șeful secției Gălănești m-a bătut în timp ce m-a închetat într-un dosar. Dar m-a bătut rău, m-a bătut că nu mă puteam deplasa, nu mai puteam merge, eram varză. Dar n-am spus la nimeni. Numai nevestii mei, de-aia a spus: taci din gură, nu spune la nimeni. Da? Bun. Acel individ, tot după un an și ceva, da? Deci, acel individ este reținut la un moment dat, după câteva zile chiar de la bătaia, presupusa bătaie. În arest nu poți să intri, adică în arest e regulă, oricine intră e să faci o fișă medicală. Da? Pentru că dacă tu trebuie să intri cu vânătaia asta aici, nu trebuie să ieși cu vânătaia aici. Că avem un problem. Cum ai că băta vânătaia? Da? Se face o fișă medicală. Și depinde după câte zile ieși, adică. Da. Și acea fișă medicală, din ce știu eu, e că tipul nu era deloc în halul care se descrisese el în acel denunț, știi? Da. Și acum te... Miraculos. Da. Și acum te întreb, domnule, deci sincer să fiu, încrederea mea în structura asta anticorupție, să știi că a fost șubrezită serios. Da. Și o să continui să scriu, dar bine, sincer, chiar vorbeam și cu nevastă mea într-o zi, bă, Cristina, dacă vreodată dimineața pe la 6 vezi că auzi bătăi în ușă, nu te speria, ia Cristina ta le-a cerut, apropo, zice să vă descălțați la ușă, că ia săraca, ea are de șterzi după aia, știi? Deci nu m-ar mira. Și o să vezi, dacă ai să citești monitorul săptămâna viitoare, o să vezi că îți mai dau exemple. Și nu neapărat din cazul ăsta. Situații în care oameni nevinovați au... Mai, nu știu dacă neapărat nevinovați, dar ceva care... Știi cum, întâi arunci buzduganul și după aia verifici, după aia vine... Dar întâi tragi și după aia întrebi cine e sistemul american. Dar e o problemă și îmi spunea cineva, băi, măcar dacă n-ar speria copiii când intră. În fine, nu vreau să insist pe tema asta, vreau doar atâta să spun că în ecuația asta trăiesc, da, pur și simplu e o senzație personală, trăiesc cu o senzație că DNA-ul la nivel de întreagă România a intrat într-un fel de competiție a realizărilor muncitorești, adică gata, trebuie să... Îți spuneam, chiar vinerea trecută îți spuneam că asta bănuiesc eu că ar fi un fel de competiție. Chiar atunci vorbeam de DNA Focșan cu DNA Suceava, care are mai multe... Da. Și mi-a povestit cineva o treabă, să știi, uite, am să o spun acum. Deci așa, domnule, DNA-ul
la bilanț, da? Au așa, persoane cercetate, 1325, exemplu, dar nu știu exact cifrele. Reținute, 1000, da? Arestate, 700. Calitatea persoanelor, foarte important indicator, da? Prefect, inspector șef, șef CP, ofițer de poliție, șef, da? Înțelegi? Dar după aceea trebuie să mergem la persoane condamnate. Și acolo, de fapt, se reflectă indicatorul activității... E, practic, eficiența muncii. Nu? Nu? Asta zic. Da, aș mai pune un indicator foarte, dar la nu intră în atribuțiunile procurorilor, ci pe întregului mecanism de justiție care se petrece în România, și anume recuperarea prejudiciului. Adică, bine, evident, da, este și acest indicator. Din punctul da. Meu de vedere, ăla ăla ar fi, cum să spun, domnule, cât s-a recuperat? Atât. Bravo! Da, deci cu voi avem treabă. Da, cu alte cuvinte, zilele următoare să așteptăm în continuare că vor apărea... Categoric. Ori vezi despre acest caz, ori vezi despre mine. Deci, sigur, categoric. Despre cine? Nu despre te mai mine. Alinta, așa? Dar nu mă alinta, când eu le scriu, eu le citesc, da? Eu, da. Deci nu sunt un tip sperios, nu lucrez din 2003, lucrez numai pe acest domeniu, adică nu am scris despre balet și cum se face dulceața de nuci, a doua zi mi-a zis de la parchet și fă poze la infractori sau la... Da. Nu știu ce, da? Dar pentru prima oară de când lucrez în mass media, am așa o senzație de, bă, tacă! Ia să-i găsim ceva! Nu mă simt cu musca pe căciună, sau nu te gândi că am ceva prin spate, sau să gândeați că domnule ăsta are ceva și acum e o frică. Nu! Pur și simplu când văd că poți să arestezi un om fără nicio probă, să-l arestezi, să-l încătușezi, da? Aici a făcut ca judecătorul de caz și ulterior judecătorul de la Curtea de Apel să analizeze corect, zic eu. Dar dacă era un judecător care era într-o pasă mai proastă, așa, avea soția, nu știu, nu luase borcanul cu Nutella care trebuia de la Caufa, nu știu, la un exemplu. Ferească Dumnezeu să prezi un borcan câștigător de la Cunningo, de aur sau cu ceva în genul ăsta. Ok. Tot zilele astea în monitorul am văzut pentru prima întâiași dată pentru prima oară niște indicatoare extraordinar de frumoase amplasate în Suceava care cum să spun, confirmau practic teoriile lui Stephen Hawking, cele ale lui Einstein, și anume că timpul este relativ, iar dacă timpul este relativ, e și clar, distanțele, și distanțele pot fi condensate, comprimate și așa mai departe. Astfel încât aeroportul era în centrul Sucevei, gura humorului și vatra și câmpul moldovenesc pe la 150 de kilometri, între 140 și la 3 km unul de altul, da? Da. Adică, bun, până la urmă puteam găsi un punct pe hartă care să fie la 149 de kilometri și 143 de gura humorului, da? Și să fie distanța de 3 km între... Găseam un punct pe hartă care să respecte chestia asta. Dar cine știe unde era ăla? Adică... Distanța spre Botoșani la 50 de metri era un kilometru calculată, da? Da, da, da. Ok. Nu pot să-mi dau seama cum s-a greșit. Am pățit-o și am trimis cărți de vizită cu numărul la 0222 22 55 55 55 55. N-am modificat și așa am trimis cărți de vizită la făcut și așa mi le-au trimis aia înapoi. Deci lucrul, da, nu m-au apucat să împart acele cărți de vizită, da? Cum au ajuns ăștia să le pună? Să și pună lucrurile astea acolo? E inconștiență? E prostie? Ce-o fi asta? Nu, e clar că e prostie, e eroare. A greșit unul, doi, e mult... Da, ție îți vine, vine șeful și îți dă, domnule, uite, pe ăsta îl pui aici, da? Dacă vine șeful și ți-l dă, se uită acolo, adică, totuși, poate era ăla cu spălătoria sau, nu? Da, a fost o eroare, s-a îndreptat, adică nu s-au ciocnit mașini, nu s-au izbit mașini, că vezi, doamne, era scrie acolo, o faceți stânga și era faceți dreapta, a greșit unul niște cifre, într-adevăr, e o știre frumoasă de genul Dorel, nu fă asta, da, altul decât colegul tău, da? Așa ai spus și tu ieri la emisiune, pare da, că m-am uitat puțin de jumătate de oră la serviciu. Fără aluzii. Da, a greșit omul, oricine poate să greșească. Aici a fost o greșeală mai
vizibilă, în sensul că s-au pus și pe... Dar bine, omul a greșit unul, au venit alții, le-au montat, au trecut alții, s-au uitat, că fii convins că pe acolo au trecut mulți, au văzut, puțini au priceput. Până a venit unul, a făcut o fotografie, a pus-o pe Facebook sau nu știu cum, și uite așa a ajuns în mass media. Și după aia s-au dus colegi din presă să caute, a dedicatoare. Dar ce zici tu? Uite ce fotografie frumoasă e acolo. Nu are cum să fie la Botoșana, e în Suceava. Sau la Botoșana, la Botoșan, e la suprafață. La Botoșan nu rămâne lopata acolo. O ia, o ia. Folosesc. Nu, ăsta e noroc. Așa se cheamă, e noroc, da? E la suprafață. La noi, ca să găsească cazmaua, e săpătură de adâncime. Pe Mărășes, vezi ce e pe George Enescu la tine acolo? Un pic mai încolo, la Curcubeu. Da, deci nebunești. Ok, băi, arată orașul ăsta, zici că e plecat primarul în concediu. Apropo, e plecat primarul în concediu? Ah, da. Adică când vine domn primar e altfel, că înseamnă... No, da. E de când e plecat primarul în concediu? Din 2000 cât? Dar că poate nu știu eu. Nu mai e. E ce mizerabil, e... Două săptămâni de când e... Urât în spume era așa. Frumos ca limba rusă, nu? Da. Râzi frumos în dimineața asta, Angela, e de bine. Mulțumesc. Sper să și râzea bine. Avem un oraș frumos, aglomerat, nu? Ții minte cum erau melodiile lui Andrieș, da? Ce oraș frumos, fabrici, uzine, la noi acum și... Băi, cât de mișto prinde omul în melodie, cum fabrici, uzine. A fost primul lucru pe care și l-a luat. Și pui și un refren de Ada Milea și ai piesa perfectă pentru orașul tău. Oh, 20 de avocați din baroul Bota, inclusiv cel care le-a dat robele, urmăriți penal pentru sute de infracțiuni și acte materiale. Fondatorul fabricii de avocați, Pompiliu Bota, bate orice record al acuzaților, fiind cercetat în 559 de infracțiuni de complicitate la înșelăciune și 1118 acte materiale de complicitate la alte infracțiuni. Un articol care deschide ediția de astăzi a monitorului de Suceava, în semnătura aceluiași domn Sergiu Rusu. M-a costat 1 milion ca să... Ce anume? Deschiderea asta m-a costat și am zis, da? Vreau și eu deschidere, vă duc la mădrat, vedem masa la televizor. Așa e la voi în relație. Domnul Avram, vă rog frumos, 1 milion, deschidere. Adică să înțeleg că... 1 milion, mai nu-i cam mult? E vineri, e, știi, mai ieftin. Da. Nu, e, din contră, în alte zile e și mai scump. Da. Ok. De ce mă încurajez mita? Da, cred că până la urmă, bine, și tu ai fost șmecher, ca să spun așa, a pregătit un articol pentru bine, nu? Sau că... Nu, pur și simplu am cerut niște informații de la parchetul judecătoriei Suceava și le-am primit chiar iar ieri și de asta... Aha, total întâmplat. Oricum, zilele trecute n-am avut nicio formă când să scriu așa ceva, pentru că... Ai fost ocupat cu subiectul celor. Da. Deci, după mai bine de un an și jumătate, de la cele 36 de percheziții făcute Mascații, în județele Suceava și Botoșani, precum și municipiul București, într-un dosar instrumentat de parchetul de pe lângă judecătoria Suceava, în care erau vizați avocații ai baroului Bota, cercetările sunt aproape de final. Știi povestea? În mare, unde nu cumva a fost implicat și consilierul local Dan Roibu în chestia asta? Ba da, așa. Și este, n-am vrut să mai amintesc deocamdată în articol, nu, dar... Asta, că atunci știu că omul a avut așa, adică la... Da, el era figurat pe o listă de suspecți aduși la parchet, la audieri. E un consilier local, normal că constituia subiectul neștiri. Da, era, da. Vasile din Frătăuți. Bun, pe scurt, un bucureștean, Pompiliu Bota, își înființează niște asociații, da, de ajutorare, de salon cosmetic, de ce vrei tu, da? Printre, la statut, și cum era statut acolo, ca 1000 de chestii, da. Avea și înființarea de barouri, a trecut el acolo. Bun, pentru apărarea, promovarea și reprezentarea dreptului și intereselor profesionale, economice, sociale ale membrilor ei. Da? Instanța, ca să înființezi o asociație, o fundație, da, trebuie instanța să-ți aprobe acolo, da, statutul sau nu mai știu ce, da? Bun.
Deci, practic, instanța a încumințat acel statut, inclusiv înmințarea de barouri. În 2002, tovarășul Bota face un barou paralel cu cel existent la vremea respectivă și astăzi, da? Biroul tradițional, să-i spui. Da. Clonează, practic, toți avocații, în sensul că începe să facă concursul de angajare în avocatură, el, structura lui, face barou în fiecare județ, la Suceava s-a făcut în 2005, le face legitimații, le face de toate același, trase ca la Indigo, trase la Indigo, da. Ca ale avocaților tradiționali. Și avocații încep să intre în sălile de judecată, să au loc, începe să apare conflictul, se extinde la nivelul întregii țări, sunt sute de plângeri. Bota se apăra, spune, domnule, eu am în sute de plângeri, procurorii au dat de începerea urmării penale. E drept. Aici e drept. E un, cum să spun, un vid legislativ, cum spuneau anchetatorii, poate cea mai mare eroare a sistemului judiciar din România. Deci, practic, profitând de o lipsă a sistemului, acest pompilu Bota s-a infiltrat, s-a infiltrat și a creat o structură paralelă. Da? Da. Procurorii dădeau în începerea urmării penale, deci avocații Bota erau, le se făceau plângeri penale pentru exercitarea fără drept a profesiei de avocat și mulți procurori au dat în începerea urmării penale pe motiv că asociația în sine nu a fost desființată. Nu a fost scoasă în afara legii, asociația care a înființat toată povestea asta, știi? Procurorul, un procuror de la Suceava, Dragoș Bujorean, spune că, însă că nu e adevărat, că a fost desființată și vine și cu argumente din punctul meu de vedere. Iar anul trecut, acum 2 ani prin vară, a început să aducă câțiva dintre suspecți, dintre acești avocați Bota la parchet. Iar astăzi asistăm la un dosar care va fi, cred că, cel mai mare din ultimii ani ca și volum de activitate. În sensul că numai, uite aici, Bota este cercetat pentru 559 de infracțiuni de complicitate la înșelăciune și 1118 acte materiale de complicitate la alte infracțiuni. Și pe lista celor 20 e și consilierul de care aminteam. Eu nu am mai scris pentru că am zis că... Eu de asta mi-a atras atenția știrea la vremea respectivă, pentru că altfel am o perspectivă ușor altfel poate decât ar fi în mod normal pe speța asta. Provenind din domeniul privat, mi se pare normal ca, și având în vedere că meseria de avocat e o meserie liberală, da? Nu? Da. Așa. Mi se pare normal, cât mai mare concurența, cu atât mai bine, da? Adică, dacă va fi... Există niște reguli, da. Deci prin lege... Da, regula e regulă, legea e lege și aici, repet, dacă e să discutăm de concurență, eu așa percepeam eu lucrul ăsta, că apariția unui nou barou înseamnă o concurență mai mare, apariția de mai mulți avocați, ei mai buni, vor fi mai buni și vor fi avocații căutați dacă nu îi vezi pe aia deoparte. Și mi-adusesem aminte de o speță la un moment dat, dacă ții minte, când avocații se plângeau că jandarmii de pe holurile și de la intrarea din Palatul de Justiție făceau, cum se cheamă, făceau consiliere, consultații juridice gratuite. Da. Și deci schelălăiala aia care au băgat-o atunci avocația a fost penibilă, da? Dar ții minte, și cum să spun, adică vrei nu vrei, în anumite situații se libește așa câte un timbru de unii. Acum și avocația trebuie să înțeleagă, pe ce jandari că se pricepeau la avocatură, da? La juridic. Nu toți ne pricepem la politic, nu toți știm vorba, adică zi-mi ce nu știi român. Da, mă, domnule, ce nu știi tu? Domnule, eu nu știu. Da, politică știi, da, fotbal, înțelegi? Așa că jandarmul știe, jandarmul să... Bănuiesc că, respectiv, consultații juridice... Nu-i vine roba, aveți o uniformă, că în rest... Erau minore, da, adică, mătușă, mai trebuie să faci rost de expertiză asta și după aia vii aici, că dacă nu te trimit ăștia înapoi, bănuiesc. Aici, în povestea asta, eu sunt curios care va fi dezmodământul. Deci, domnul, ce vor decide instanțele judecătorești dacă dosarul va fi trimis în instanță? Eu știu că da, până la urmă decizia finală o are procurorul. Da, dar până la urmă se pune întrebarea, adică dacă tot, pentru că Bota, din ce înțeleg, a reușit să speculeze o greșeală a sistemului. O omisiune a sistemului. Deci, o omisiune. Înființa breșă. Înființa baroul
Dar nu spunea, ăla e barou sau, înțelegi? Și atunci da. L-am vizat și el, un EBR-ul, da? Unia Națională a Barouilor din România. Am vizat și el, un EBR-ul. Până și site-ul era la fel. De exemplu, Barou Suceava avea Barouul Suceava, Barouul Cratimă Suceava.ro, Barouul Bot avea Barouul Suceava.ro, înțelegi? Fără Cratimă. Fără Cratimă, da? Era o copie fidelă, până și chitanțele și ce vrei tu, erau, știi, la oglindă de la avocații tradiționali. Da. Și nu asta e problema. Bun, concurența, hai să zicem așa. În câte localități își desfășura activitatea? Peste tot, în toate județele. În toate județele? Da, da, da. Deci avocații Bota era structura paralel, practic, baroului tradițional. Deci tu ca cetățean de rând, o secundă, tu ca cetățean de rând, doamne, insigne la fel, ștampile la fel, chitanțe la fel. Adică, ok, te duci și ți-le alegi doar pe la care e mai bun. Nu te interesează că din baroul corect sau din baroul Bota. Fac o precizare totuși. Avocații, deci persoanele învinuite în acest dosar, așa este avocați Bota, nu știu cât știau ei că... Se întâmplă lucrul acesta? Că asociația a fost desființată și că sunt în ilegalitate, după cum susține procurorul, știi? Adică, din ce am înțeles eu și am vorbit cu o parte dintre ei atunci la vremea respectivă, mulți aveau impresia că e totul în regulă, știi? Și de asta acționau ca atare. Problema apare în schimb și subiectul o să fie dezvoltat atunci când probabil va fi dat un comunicat de presă cu trimiterea în judecată a respectivilor. Unii avocați și-au înșelat practic clienții și-au înșelat chiar statul. Și ai să vezi cum, adică procente de 70% din accidente rutiere, chitanțe false și pentru numele cărora decontau cheltuielile de judecată, înțelegi? Adică da. Știu un caz, exemplu, de un avocat care a încasat 10.000 de euro într-un proces, da? Un singur proces, și s-a lăcomit la încă 15 milioane cheltuieli de judecată falsificând niște documente. Publicitate publică. Adică... Încearcă al nostru să-ți transmită că... Cătărin să-ți spună ceva. Ce? Publicitate. Ah! Da? Da, te-ai prins. Da, m-am prins de publicitate. Și de... Nu, încercam să înțeleg pe bune. E... Am avut de-a face o singură dată cu tribunalul, cu avocat și așa mai departe. Se întâmpla în urmă cu foarte, foarte multă vreme pe o speță de asta, vis-a-vis de o moștenire. Și un lucru mi-a fost cât se poate de clar. Ca în orice alt domeniu al vieții, există avocați și avocați. Adică dacă ai un avocat bun, teoretic sau și practic, costă și ceva mai mult, da? Dar dacă e un avocat serios, rezolv problema repede. Adică ceea ce am prăpădit și ani de zile și nervi și dragi și toate alea, se rezolva mult mai repede cu un avocat care mi-a și explicat. Prietene, de aici până aici, punct. Și s-a rezolvat cu moștenire extraordinar de repede și toate alea, da? Știi cum e? Am avut și eu, am... procese am avut cu, mă rog, da. Tot așa niște succesiuni cu pe niște chestii atât de clare, da? Adică suntem în studio Bucovina TV, eu trebuie să demonstrez că suntem în studio Bucovina TV și procesul durează un an de zile, să chemăm și un expert să facă, să ne stabilească că suntem la Bucovina TV. În studio Bucovina. În studio Bucovina TV, că expertul respectiv... Păi, lasă-ne mă să ne facem emisiunea. Regina, nu? Regina lui Băsescu. Deci că trebuie să dovedim că suntem în studioul Bucovina TV. Așa, și durează foarte mult, asta vreau să zic. Da. Acum n-au mai scurtat, au încercat, dar tot. Și când mergi, de exemplu, primești citație la 8:30 sau la 8, procesul, dosarul ți-l ia pe la ora 2, pierzi o zi de muncă, e... complicat. Da. E... și ajungem și la jandarmi care știu toate. Ok. Cum zice Angela? Publicitate. Publicitate. Da? Publicitate, revenim. Revine. Totul pentru casa ta. Se uită copii? Bună dimineața! Vă spun încă o dată, stimați telespectatori. Avem
Avem ceva pregătit pentru această dimineață, pentru că e și un articol foarte important în Monitorul de Suceava de astăzi, un articol și spun acest lucru în mod special pentru că e important și pentru noastră ceea ce se întâmplă când unul parchează când unul parchează foarte, foarte rău. Și tocmai de aceea am zis că în această dimineață vom dezvolta puțin subiectul. Mi-aduc aminte că noi am avut la un moment dat o știre. Bun, întotdeauna cămașa ție mai aproape. Adică într-o bună zi, sau nu a fost chiar bună, că a stat aparcată la în fața barierei. Dar câtă minte, deci repet, câtă minte poți să ai ca să parchezi în fața unei bariere, da? Dar noi avem zilnic așa ceva, știi că la noi acolo la monitorul da. E o barieră. O secundă. Și aici în față la televiziune, pac, a tras în fața barierei. Nu că în față la televiziune, că e instituție mare, au și polițiști mașinile de peste drum pe aici. Și așa. Oricum, parcarea asta e full, a venit unul, a tras mașina, vreo 5 de mașini, n-au putut să iasă. Eu am, evident, aceeași problemă. Sunt tot în apropierea unei anumite instituții și câteodată vin ăștia și blochează. Dar e bestial, adică eu deja nici... am trecut de stadiile alea de enervare. Am ajuns în la alt stadiu. Zic, bă, ești un bou, adică mă bușește râsul. Pentru că, ce se întâmplă? Toți, dar toți, invariabil, am stat 5 minute. Tu stai de 40 de minute acolo și aștepți, da? 5 minute, acum am ieșit. Să-i zi să mori tu. Dar cât am avut așa... Și când ies, viteză. Mai sunt unii care ies, ce ai mă, ce claxonit așa mă, ce am făcut, nu? Știi, ce făcut, da. Ăla cu ăla am probleme eu, știi, cu genul ăla de om am probleme. Da, parcările în Suceava au devenit o mare, mare problemă. Și aș începe așa, e vina administrației locale. Și lipsa locului de parcare. Cum e vina administrației locale. Cu capul. Nu? Cum să fie vina administrației locale? Dar cu e? A mea? Păi nu știu, a șoferilor care parchează așa. E primarul așa. În concediu? Da, asta era, da. Tocmai de aceea... Nu, dacă nu era domnul primar în concediu, erau mașinile parcate, ordonate, aliniate. E o problemă din punctul ăsta de vedere. O rubrică pe care eu mărturisesc că am apreciat-o în tot, dar în totdeauna. Mi-a plăcut extraordinar de mult și am urmărit-o. Se numește Colțul de Rușine, da? Iar varianta electronică ai și toată arhiva. Sergio, ai făcut o selecție din respectivele fotografii. Da, da, ți-am mai selectat, da, erau mult mai multe. Și pentru că e un, după cum spune colegul Florin Paiu, e un haos pe străzile din orașul nostru. Numai puțin de 100 de parcări neregulamentare sunt constatate pe zi. Atât constată polițiștii locali. Și atenție, nu în toată Suceava, numai în centrul Sucevei. Ok, fotografii, eventual le și comentăm. Da, asta e clasica. Asta e deștept rău de tot. Da, are și număr care justifică într-un fel parcarea, ca să fiu misogin. Nu bat până acolo, ce scrie? Ema. Eba? Ema. Ema, da, tot Ema a parcat pe 3 locuri. Da, asta e vis-a-vis de galeria, în centru... În centru. Stai că nu se sezez. Cum nu se sezez? Pe aici vine de la... E pe trotuar aici. Pe trotuar. Da. Nu e problema. Parcarea subterană. Observi? Toate erau într-un fel, numai unul. Gen bariera ta, da? Da. Ce am stat câteva minute. Dacă ai tam, parchezi unde? Asta e din ciclu parchezul de vreamul știu meu. Nu? Că tancul ăla oricum nu încăpea. A lăsat-o aici, gata. Tot așa, 5 minute, ce se poate întâmpla. Da. Treceau pe lângă. Nu-mi zic că asta e intersecție sau ce e aici? Da, e la stadion. Ah, da, și pe trecere de pietoni. Asta e isteț rău de tot. Asta i-a pus pe jar. Asta e în Fălticeni. Știu că am văzut de explicațiile și la fotografii. Da, e, așa e, în centru. Da, știi ce-i mișto aici la parcări de genul ăsta? În Fălticeni, spre exemplu, știu că se mai surpă câteodată, știi, și cade mașina în vechile beciuri. Pe trotuar sper să se întâmple. Vine poliția?
Alalt ieri mi-a tăiat calea o mașină de la poliție, am zis, fără girofar, fără nimic, am zis, o fi nervos ăsta, adică e agresiv în trafic. Ăsta e tare, Dorel, nu alta. Bine că n-are XXX. Aici e practic, da? Casa de cultură, cum vii pe Nicolae Bălcescu, da, și spre RDS, da? Da? Faci dreapta spre RDS, vezi, accesul e blocat. Foarte tare, foarte frumos. Deci e Mărășești-Zamca, da? Intrarea sunt Zamca. E ieșirea, că... Asta e Fălticeni? Ieșirea, mă rog. Da. Că e sens unic, da. E Fălticeni, Fălticeni, da? Bă, mare artă. La mare artă. Păi, bestia lui, te bieți, oameni, n-au pus unde merg. Vai, vai, vai. Tot pe trecere. Da, poate la Jeep, dar ai remarcat că de regulă la Jeep-uri ai chestia asta cu parcarea pe trecerea de pietoni? Iarăși pe trecere de pietoni. La Palat, pare a fi, nu? E? Da. Avem spațiu verde, avem? Avem. Nu e verde, e spațiu maro. Aici e verde. Dar uite, după număr nu cunoștea zona. Da, era din Anglia, corect. Lex, probabil un avocat sau ceva. Un jurist, că ei spun cu Lex. Băi, aici cred că staționa, nu cred că... Nu, bine, probabil că staționa, dar oricum. Staționa în mijlocul 5 minute. E chiar la noi acolo, la redacție. Deci nu poate ieși din bloc bătrânul ăsta. Și omul ăsta ce face acum? Cheamă 112? Ce să fac? S-a sortat cu mașina de când stă acolo. Avea un pulover albastru. Hai și poliția ne dă o mostră de cum să ocolești puțin. Da. Ce burdujeni. Dar ce mai contează? Aici poliția a apăcat pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități. Ca să nu... Pe Inus, ei cu căruțul. Cu căruțul prin... Aici e în față la mall. Mall. Da. Și tot locuri de ăsta ocupă două locuri de alea, da? Așa. E ce la curcubeu, nu? El venea invers. Ăsta venea... Nu, a lăsat-o acolo, pur și simplu. Asta, a lăsat-o. Da. Aici, știi cum... Dar era de Bacău. De... Tot așa. Dar nu cunoștea zona. Băi! Păi, cu atât mai locuiești în alt oraș, nu trebuie să parchezi așa, cu grijă, că nu știi care sunt regulile în orașul respectiv. Corect. Dar la noi nu se ridică încă. Mărășești, zici? Da, Mărășești. Școala 3 corect. În față, pe acolo. Foarte tare. Ia uite. Dar aici ați surprins și... În cap, în mașină. Să nu care cumva să comenteze. Era mișto comenteze. Să fi intrat partea cealaltă. Ia uite. Ai. Iau în casă, nu? Da, tot poliția. Adevărul este că din ceea ce... Dar nu, hai să le vedem pe toate și după aia începem să tragem și concluziile. Foarte tare, deci... Eu nu înțeleg cum... Tot pe locul de handicapat. Vai, persoane cu dizabilități, cum ai corect spus, da? Petru Rareș, nu? Mihai Viteazu. Da, Petru Rareș, colegiul meu încolo puțin. Aici centrul orașului. Au! S-a dus să joace. O fi gala la Loto și îl durea la bască. Astea sunt făcute chiar acum o săptămână sau două. Da, universitate. Mizeria aia de pe strada universității, da? Și mașinile parcate acolo. Da, e îngrozitor ce e acolo. O spun la modul cel mai sincer. Asta în condițiile în care... Parcarea e goală. Ai o parcare goală acolo. Bun, ia universității, nu oricine, nu oricum, dar bănuiesc că marea lor majoritate cei care parchează pe strada universității, la universitatea bine, au treabă. Bine, la universitate cu bariere, tot așa, nu permite accesul. Da? Și dar ăștia atunci ce caută cu, uite, de neamț, de am înțeles că erau studenți la păi și dacă distanță studenți, și veniți la... De ce nu merg în parcare la universitate? De ce universitatea nu-i pune să plătească? Mai scoate vreo 2 lei, nu? Corect. Nu deci care e problema? Student, evident că e student sau studentă. Da? La strâmb, dacă nu e la drept. Ăsta e rectorul. Cu mașina, cu brecola. Și aici e vis-a-vis de... Și aici s-au dat amenzi cu o săptămână, pare mi se câteva oricum recent.
Unde e asta? Unde era? Aia e, dar un pic înapoi. Prefectură. De prefectură, de Palatul Administrativ. Aha. Tot un lex avem, unul care știe legea. E altul, nu? Da. Uite. Dar ce de mașini frumoase avem în Suceava? Bun, asta vorba unui prieten de meu, dacă vindem mașinile astea de lux, doar astea de lux, redresăm economia națională. Eu am tras două sau trei concluzii, Sergiu. Concluzia numărul 1. Dacă ai Jeep, ai permis de parcare și petrecerea de pietoni, ai unde vrei tu. Unde vrei tu, da? Deci dacă ai Jeep, ai prioritate de Jeep. O a doua concluzie e că cele mai bune exemple le oferă polițiștii. În marea lor majoritate am văzut mașini de poliție sau MAI, în marea lor, care parchează pe trecerile de pietoni. Și atunci... Da, concluzia e că avem o mare, mare problemă în orașul ăsta amărât al nostru cu locurile de parcare și automat cu disciplina și tupeul multora dintre conducători auto, da? Pentru că chiar să-ți lași mașina mijlocul trotuarului pe motiv că n-am loc de parcare în condițiile în care câteva sute de metri pe o rază de câteva sute de metri sunt convins că n-ai cum să nu găsești loc de parcare. Bun, nu găsești un loc de parcare. Un loc corect de parcare. O duci puțin mai încolo. Spunem un pic, da? E că nu pot să cred că acolo deci a parcat omul mașina între alte două mașini, între timp au plecat alea și tot s-au aranjat la loc corect. Da? Asta e tare, nu? Bun, și ce mai e dureros, că nici nu văd o rezolvare. Deci nu văd o rezolvare. Dar circulați ce voi prin Suceava, în zile de sărbătoare, cel puțin... E criminal. Zici că ești pe autostradă și ești tau de ala, sau cum îi spune, blocaj de ala, ești bară la bară. Soluția, am înțeles că o vor aplica cei la Kaufland și oricât s-ar pune cei din Consiliul Local și cât ar face, cred că până la urmă vor fi obligați să le... Bariera? Și cum îți imaginezi? Foarte simplu, că... uite, întreabă pe Naghiță. Cum? Deci au rezolvat chestiunea asta în Sibiu sau în Cluj? În Cluj. Intri, deci când intri, se ridică bariera, n-ai nicio problemă, da? Până să-ți faci de-aia cărduleț, să-ți fac, îți dau ce, la Kaufland, domne, vii la noi, ok. Prima oară ați venit cu mașina, da, lua și cărdulețul ăsta, dar să fie mai ușor. Când intri, se ridică bariera, nicio problemă. Când ieși, ai două variante. Varianta 1. Ai scos bonul de cumpărături de la Kaufland. Se ridică bariera. Nu ai bonul de cumpărături de la Kaufland. Se ridică bariera după ce pui bani. Plătești parcarea. Timpul de staționare maxim 2 ore jumătate. Care... Any questions? Da, problema mare acolo nu era faptul că... Ba da, e faptul nu, că... problema era că acele bariere, automat, ea nu se ridică într-o fracțiune secundă, da? Acolo când fac mașinile stânga sau dreapta la intermitent dinspre patinoar, da, se adună acolo mai multe mașini, până se schide bariera, până bagă fiecare estimația, cam ce se întâmplă în zona aia, zi-mi și mie. Nu, la intrare, bariera e foarte ușor de... Sau stă... Max, tot durează puțin, adică nu cred că e din aia... La intrare poți nici să nu pui bariera. E, și... Și cum ești? Tot pe contrasens? Da. A? Adică dacă ești pe contrasens, o să vedești de alea, că ești pe contrasens. Nicio problemă. Dar la ieșire e depus bariera. Că tu de intrat intri, da, aici dar la ieșit... M-am uitat și eu peste ce au scris colegii mei ieri, de pe administrație. E un subiect care are argumente și de o parte și de cealaltă. La fel cum are și contraargumente și de o parte și de cealaltă. Adică când am pus Kaufland în buricul târgului, l-am pus cu acea condiție a parcării pentru a fluidiza traficul în zona respectivă. Da? Universității fiind acum o stradă cu sens unic, dacă ți-aduce aminte. Corect. Da? A venit Kaufland, a lărgit strada, parcă nu, așa, dacă mi-aduc bine aminte, mă rog, cât a fost acolo, așa, un metru, da? Au semaforizat zona, s-a dat drumul pe ambele sensuri de mers, da? Bun. Eu din ce am citit ieri, îți spun sincer și pe aici chiar nu înțelegeam pe cei la Kaufland, erau supărați că pe timpul nopții rămân mașini acolo. Dom'le, nu e nicio problemă că pe timpul nopții rămân niște mașini, că parchează niște oameni, niște riverani până la urmă. Eu chiar cred că e un lucru bun, pentru că e altceva.
Dar pe timpul zilei, adevărul este că cel puțin, și vă spun statistic vorbind, intrați luni dimineață în Kaufland, e ok, adică mergi să faci cumpărăturile relaxat, flexat, n-ai nicio problemă. Parcarea, în schimb, e full, dar zici că e, nu știu, vin ăștia la raportări de peste săptămâna trecută. Asta ziceam și, bun, punem bariera acolo. Ok, rezolvăm problema Kauflandului și problema clienților, că și eu sunt client Kaufland, la fel cum sunt client și la celelalte mall-uri, da? Centre comerciale. Și de multe ori mi se întâmplă să n-am loc efectiv unde să parchez, pentru că e plină parcarea de la Kaufland. O singură dată mi s-a întâmplat să nu am loc. Dar ce-i drept, am vânturat parcarea de vreo 5-6 ori. Asta mi se întâmplă destul de des, să mă învârte mai multe ori până găsesc locul. Bun. Dar ce facem cu cei pe care îi scoatem de acolo și îi băgăm automat pe străduțe laterale? Adică aici spun eu că aici e problema. Civilizăm zona aia Kauflandului, da? Le lăsăm loc să parcheze. Se face cu parcare, cu taxă, da? Ok, sunt perfect de acord. Sergio, dar ce facem cu mașinile care le scoatem de acolo? Odată să începem. Când și începem, unde, trebuie să începem dintr-un cap. Unde le duci, Max? Asta e problema. Vorbeai de firmă de ridicat. Cine? Să-mi arate mie unul din primărie care vrea să aducă firmă de ridicat mașini. Ca a doua zi pierde la capital politic, e ca și cum s-ar sinucide singur. Pentru că atâta timp cât nu oferi o alternativă la locuri de parcare și nici nu văd cum să o faci. Nici nu văd unde. Bine, o văd. Dacă la vremea respectivă nu ar fi apărut, Doamne iartă-mă, biserică după biserică și bloc după bloc, și cioș după cioș, pe spațiile verzi și garaj pe alte, după garaj, da? Poate că atunci am fi reușit să facem parcări. E cum e normal. Să ai blocul, să ai o parcare a lui, da? Domnule, stau la blocul cu tare, am parcare în fața blocului. Hai să spun o poveste, stau în Georgenescu, într-un bloc făcut de General Construct. General Constructul, ca să obțină autorizație să ridice acel bloc, a primit condiția la primărie să facă o parcare, dar nu e parcarea blocului, e o parcare publică, da? Da. Adică oricine poate veni să parcheze acolo normal. Doar cei de la bloc își parchează ca interes în zonă, da. Dar fiind și alte blocuri în apropiere, vin și de la alte blocuri. Nevastă, noi suntem de primul mutați în bloc acolo și apar tăblițe. Chiar la scurt timp, nu parca. Pac, unul și-a scris cu spray pe jos, cu făcut. I-a luat exemplu altul. Mai toată parcarea plină de semne. Nevastă zice, noi de ce nu scriem? Păi zic, nu scriem pentru că e contravenție. Știu că asumarea unui loc de parcare, da, în Suceava, în care nu se pot rezerva locuri de parcare, e amendă, 5.000 de lei, să nu știu cât. Nu vreau să fac treaba asta, prefer să mă învăr, nu vreau să fiu, așa și eu mai prost la capitolul ăsta. Câteodată când ai tupeu, câștigi mai mult, știi? Și nu de multe ori mi s-a întâmplat să mă învârt, da? Să nu găsești da, loc de parcare. Într-o dimineață, într-o seară, mă parchez și eu pe un loc de la cu scris cu spray. Dimineață, da? Să mă duc și eu la treaba mea, da? Șergătoarele ridicate. Bun. Normal. I-am umplut o leagă frigiderul, două compartimente și am plecat. Într-o altă dimineață, după o lună, îl văd pe respectivul venind la mașină. Un băiat îmbrăcat în jandarm. Mă duc lângă el, chiar atunci plecam și eu cu mașina, trag mașina lângă el și trebuie, nu te supăra. Cât vinzi locul ăsta de parcare, că tare bune. Zice, păi, dar nu e al meu. Păi și atunci frigiderul, de ce ridici șergătoarele? Apoi să-mi vezi pe jandarmul tu pe ei, cum era ca o fată mare. Și a zis, bă, nu-i frumos, bă, omule, bun. Și eu stau în blocul ăsta. Am venit înaintea ta, puteam foarte bine să pun bariera aici. Și crede-mă că dacă puneam bariere, bariere rămâneau acolo. Că nu văd cine ar veni să-mi zică, știi, dă-te mai încolo, că na. Dar n-am făcut-o și cu bunul simț câteodată mori. Rămâi asta așa ca prost este. În drum. Da, vezi tu că problema e în ceea ce privește locurile de parcare, până la urmă, nu e problema mea, nu e problema ta, e problema noastră. Iar la nivel de administrație, așa cum încercăm noi să transmitem acest mesaj, trebuie să fie totuși, mă gândesc eu, și niște oameni deștepți pe planeta asta. Cărora să le cerem următorul lucru. Bă, oameni buni, cum putem rezolva problema parcărilor în Suceava? Și vine ala și spune, nu știu, voi rezolvați problema dacă faceți sens unic. Ta-da, știi, s-a prins dintr-o dată o luminiță de aia și
dintr-o dată e mare bucurie. Facem sensuri unice și am rezolvat problema. În Burdujeni, în bună măsură, s-a rezolvat așa este, da, problema cu sensuri unice și așa mai departe. În bună măsură, nu în totalitate, nu e end of story, dar e mult mai multă liniște decât ce e în George Enescu. În George Enescu e crimă. Iar în centru, după cum scrie Florin Paiu, 100 de parcări neregulamentare pe zi. După ce ai făcut parcări, da? După aia poți să intervii și cu sancțiuni, pentru că asta este singura cale prin care poți fi disciplinat. Asta înseamnă să nu mai dai sancțiuni în următorii 10-20 de ani, garantez. Problema mea este să sancționezi, bă, dar să sancționezi pe ăla care parchează mașina pe margine de drum, unde s-au de 100 de mașini parcate și unde se stau acolo de 1000 de ani. Da. Bă, dar pe ăla care se urcă pe trotuar. Dar pe ăla care bagă în trecerea de pieton, dar pe ăla care o bagă în stația de bus, pe ăla care și-o bagă în casă, pe ăla care și-o bagă în... Bă, ăla să-l sancționez. Da. Ăla să-i lași un mărțișor în parbriz, vin o tată și plătește. Nu mai bine e parbrizul cu tine? Era campania aia, parca ca un bou, știi? Da, dar îți dai seama că sunt probleme. Au tocolate lipite pe oglinzi. Ai fost în când te uiți în oglindă, ai parcat ca un Sibiu, nu vorbesc de orașe din afară. În Cluj, aceeași problemă. În Cluj, problema locului de parcare e și acolo una din principalele probleme. Eu am fost în Cluj, am rude de Cluj. Când ai fost ultima oară? Am trecut anul trecut în Cluj. Da. Oriunde găsești un loc de parcare, nu există unde găsești un loc de parcare. Nu, eu știu și chiar de la rude de ale mele că, care locuiesc în Cluj, că e belea și la ei cu locurile de parcare. Fiecare cartier, în cartierul Mărești. Bine, acum, Neghiță, acum nu comparăm Clujul cu Suceava, adică noi suntem mici copii. Băi, și noi suntem orași. Asta am văzut. Da, la capitolul ăsta. Și noi aveam la un moment dat parcări etajate. Ții minte că ziceau că fac parcări etajate. A, bun, dar stai că asta era în campania electorală, se spunea. Păi în campania electorală, cum s-au spus, aveam... Păi în campania electorală scăpam de câini. În campania electorală aveam telegondolă de la cetate, la McDonald's la cetate, în 47 secunde era la cetate. Parc, după aia flota era pe malul Suceve, pe apa Suceve acolo. După aia s-o facă telegondola de la cetate la mall. Știi, treceai frumos peste... Apa Suceve, a? Mirăuciu. Peisaje, Mirăuciu. Uite, domnule Mirăuciu, uite polițiști care le dau manuale anti-victimizare. Da, nu-i tare cu manualele. Problema rezolvată? Dar e o acțiune și aia, punctată. Cum? Iar ne-am luat cu vorba uitând de publicitate, da. Am rezolvat-o și pe asta cu mașinile. Imediat după publicitate luăm în răspăr prima oară, așa, facem arcul ăla peste timp cu edițiile din 2008, 2009, 2010, le-am spus și în ordine, e ok, ale ziarului Monitorul, tot din data de 13 februarie. Uite, vineri 13 a mai fost în 2009. Da, vezi? Da? Dar am zis, odată la nu știu cât timp. Și să vedem ce titluri sunt atunci, în vineri, de fapt nu, că trebuie să urmărim sâmbătă ce a fost vineri. No, dar imediat aflăm. Așadar, publicitate, revenim. Totul pentru casa ta. Da, promiteam că imediat după publicitate intrăm cu edițiile print, edițiile mai vechi ale Monitorului de Suceava, pentru a vedea ce se întâmpla în urmă cu ani în Suceava, tot în aceeași perioadă. Spre exemplu, tot pe 13 februarie în 2008, pica într-o zi de miercuri. Directorul casei de pensii intra în comă în urma unui accident rutier, Robert Marian, un caz care s-a petrecut... Era ediția print a Monitorului. Acum ai ediția print. Directorul casei de pensii așadar în comă în urma unui accident rutier, vorba de groaznicul accident rutier în care a fost implicat Robert Marian. Vestea bună de-a lungul timpului e că, sau după atâția ani, e că a supraviețuit acelui accident. Știu că foarte multă lume a contribuit atunci pentru a-l ajuta. Fiecare cu ce a reușit,
s-a adus elicopterul, atunci a fost transportat de urgență, a reușit să fie salvat. Partea mai puțin bună e că încă mai sunt sechele ale acelui accident. Da, bănuiesc că în timp și cu exercițiu e posibil să treacă și pe acest lucru. Da, o fracțiune de neatenție. N-a fost chiar o fracțiune, pentru că... Aici, în drum și acolo da prioritate. Da, dar știi cum e? Încep să cred că e acel cumul de factori care se petrec. Nici centura nu o purta, și mașina care l-a acroșat... Porci centură prin oraș? Cum? Porci centură prin oraș? Mai vreo două zile cât a apărut chestia aia, crede m-am purtat. Deci vreo două zile. Asta după aia când am văzut că se dezmintește aia cu 16.000 de lei că puteai să plătești pentru, pentru centură, adică stai aici. Asta e o problemă, o mentalitate. Știi, din păcate, vezi, recunosc, nici eu nu merg. Dar ar trebui să avem a venit cumnatul din Germania acum de sărbători și ăla dacă mergeam 30, întotdeauna. Dacă mergeam 30 de metri până la, nu știu, de la Mihai Viteazu la redacție, își punea centura. Deci nu pleca până nu își punea centura. Vezi, asta e o chestie de mentalitate. Nu neapărat să fim, să simțim presiunea, teama unei amenzi. Da, tu crezi că mentalitatea asta a lor a plecat așa? Toate au existat amenzi aplicate și cu asta basta. De asta, de asta și în Germania cu parcările, că tot vorbeam, nu? N-ai să vezi din asta. Păi asta e, Sergiu, asta vreau să spun. Creezi acele locuri de parcare, după care vii cu amendă, adică până la urmă se disciplinează omul. Ce să mai la deal la vale? La fel și aici. Poftim? Ai venit cu mașina? Da. Păi ai grijă cu peci. Nu, dar pun centura, îți dai seama. Și cred că n-ai parcat aici. Am parcat în fața barierei, nu știu, e vreo problemă? Da. Da, e bine, e bine. Eu și filmez un pic. Da. Odată cu acest caz al lui Robert Maria. Da, am gipat o mașină la 50 de euro. Odată cu situația delicată prin care a trecut Robert Marian, monitorul de Suceava aducea încă o dată aminte și nici nu știu dacă s-a schimbat de atunci până acum acest lucru. Suceava este în topul județelor cu cei mai mulți morți pe șosele. Statistici îngrijorătoare. Dar eu cred că tot în topul ăsta am rămas. Avem cea mai mare rețea de drumuri, nu? Deci automat... Aveam atunci 106... persoane decedate, da? În 2008 era bilanțul pe 2007, da? Da. Anul trecut am avut 88 de persoane decedate și 300 rănite grav. Deci cam pe acolo, adică... Deci nu s-a, cu alte cuvinte nu s-a schimbat mare... Cred că mare fluctuează de la an la an. În fiecare an gripa afectează sucevenii. Avem și un caz de deces anul ăsta, ieri. E curios acolo, uite, scrie jos profit de 1,8 milioane de lei pentru 10 drumuri și poduri. De 4,8 4? Milioane de lei. 4? Da. Eu de ce-l văd pentru 10 drumuri și poduri Esasul Suceava. Pentru că încep să surzește, nu? Numai, eu văd 1,8 de aici, că nu am în față și la distanță. De 4,8. Ei, cu atât mai mult. În ziua de azi cât e profitul? Păi societatea a intrat în aproape de faliment, nu? Da. A fost în insolvență sau mai este în insolvență, nu mai știu, dar au pus-o pe, au rezolvat-o și pe asta. Din păcate, pentru că dintotdeauna drumul și poduri a fost una dintre societățile etalon din Suceava și mai mult decât atât beneficiază de expertiza lui Eugen Girigan, un om care de altfel cred că ar trebui să-l conservăm, să-l păstrăm cumva. Oricum ar fi, pentru că e un extraordinar de bun specialist în ceea ce înseamnă. Mi-aduc aminte că era o discuțiune la un moment dat vis-a-vis de felul în care turnau asfaltul. Și le-am mai spus, fraților, dacă nu faceți asta, se întâmplă cu tare. Și am văzut că a doua zi aplicau ceea ce am spus într-o emisiune TV. Da? Mi-am să aminte un articol apărut la noi, tot cu domnul Girigan, scris de un coleg de-a meu, în care domnul Girigan era lăudat pentru faptul că a reușit să salveze drumul și poduri din situația critică, da, aceea falimentului. Da. Deci,
ceea ce confirmă spusele. Nu, e un om de certă valoare și trebuie să avem grijă de ea. Fostul prefect Ovidiu Doroftei, curtat de partide, se întâmpla pe vineri 13-2009. Și atunci fostul prefect Ovidiu Doroftei, la fel de frumușel, nu? Adică... Da, neschimbat, nu? Da. Adică dacă acum de când are și atribuțiunile de viceprimar, pare să e mai... Bine, atunci, era mai proastă. Le schimba fizică, văd că... Cam așa, cravatele au schimbat, nu? Și atunci și acum e tot în funcție, într-o funcție. Da, e un tânăr de perspectivă. Da, da, bă, asta se întâmpla în 2009, dragul meu, suntem în 2009, au trecut 6 ani, tot tânăre, adică mi-e ciudă pe el. E tot tânăr, nu? Adică... Ok. Ca Max. Are același frizer ca tine, Max, a zis. Da. Folosim același fixativ. Un frizer de toți banii. Cum să văd un de toți banii, nu? Taximetrist sechestrat într-un Audi A6 de doi indivizi în căutare de prostituate. Hai să sărim peste astea, că astea din alea zilnice. Hai să trecem pe chestii mai, da, știi, care se aduc aminte de concertul Kleiderman. Așa, minte? Da. Pe stadion? Da. Da, țin minte. A fost genială faza aia. Cu bilete, cu intrare, cu nu știu ce și la ora la... să intre toată lumea. S-a deschis porțile. A intrat toată lumea. Sunt 12.000 de suceveni, în ce m-am uitat, spectatorii, ce m-am uitat aseară puțin, m-am uitat peste titlul să-mi aduc aminte. Da. Și o experiență interesantă. Dacă aveți o dată timp, să faceți așa, să dați în urmă în arhivă și să vă uitați peste știrile. Da, o secundă. Pune și tu aia, cum îl cheamă, Pitbull, Back in Time, nu? Da. S-ar pupa perfect cu ceea ce vorbim noi aici. Țin minte că arăta așa o sărbătoare câmpenească, așa, sărbătoare câmpenească cu... Da, erau, da, cu trăsuri, da, cu cai, a fost ceva înainte, organizat, cu miros de balegă și muzica lui Kleiderman și extraordinar, fantastic. Da? L-am avut pe Kleiderman, l-am avut? Da, l-am avut pe Kleiderman, cred că mulți au mers acolo și... dar asta cântă Kleiderman, eu credeam că altceva. Nu-i din ăla, adevărat! Le-au stricat ziua la unii. Asociația Comunilor propune un pact național pentru autonomie locală și îl văd pe domnul Andriciuc, era în perioada în care domnia sa era pe val cu toți colegii din partid. Acum mai ușurăm cu pianul pe scări, nu? Au să județ după jumătate de zi din Soria Budente. Nu s-a schimbat nimic. Eu, da, e la fel. Da? Da. Este o veste și mai... Iris nu va mai concerta la Suceava în spatele acestei vești, se ascunde. Se află faptul că atunci Cristi Minulescu a fost internat în spital în Germania și când a fost el bolnav, operat. Când dați un leu ca pentru Ateneu, hai să strângem, să facem cumva. Din fericire, nu, totul e în regulă. Da, astăzi, da? L-au repus pe picioare, ca să spunem așa, din nefericire. Și atunci asta am întâlnit-o la mai mulți fani ai muzicii, nu exclusiv ai trupei Iris. În momentul în care Cristi Minculescu a decis să părăsească Irisul și să se alăture lui Nuțu Olteanu în acel proiect pe care l-au, multă lume era supărată. Băi, dar atunci trebuia să, acum de ce? Că uite, era una dintre cele mai longevive trupe din România, fără să-și modifice componența de foarte multă vreme. Lucru care, evident, se resimțea și în calitatea muzicii pe care o prestau atât live cât și în albume. Monitorul de Suceava, sâmbătă, duminică, 13-14-2010. Magazinele de vise din Suceava își lichidează stocurile prin comenzi la telefon. Aha, sunt încă pe piață. Un articol, îndrăznesc să cred, semnat de colegul de aici, Sergiu Rusu. Problema este că mi-aduc... Dar atât de... Cum adică acum 4 ani de zile încă mai funcționau? Mie mi se pare că a trecut foarte mult. Deci în 2009 am avut primul magazin de vise, de enobotanice, da? Shop. Așa, sau coffee shop-uri, da? Sau coffee shop-uri, da. Nu, să fiu atent pe unde intru, că după aia, ajuns la un moment dat, cele mai multe am avut 17 spații în care se vindeau, 17 spații în care se vindeau produse dobotanice, da? La vremea respectivă, ăsta era sarea de baie, a apărut o ordonanță, deci nu mai știau ăștia, piața a fost invadată de prafurile astea
periculoase, știi? Da. Și a apărut o ordonanță de urgență sau un act normativ prin care erau interzise anumite substanțe. Băieții ăștia care se ocupau de afacerii au adus alte substanțe care nu erau pe lista respectivă, s-a dat un alt act normativ prin care s-a mărit numărul de substanțe care au fost trecute în categoria drogurilor de risc și de mare risc. În 2010, pare mi s-a dat și Consiliul Local o hotărâre prin care au fost interzise magazinele de vise, după aia a început prin telefon și ușor, ușor au fost condamnați mulți dealeri de dobotanice. La fel de ce mi-aduc aminte, era într-un magazin de pompe funebre, Printre Cruci și Sicrie, vindeau ăștia acolo de dobotanice, făceau, era șefa de la firmă, mi-aduc aminte că porționa, prepara, făcea experimente, avea un client pe care îl chema la testări, era o poveste foarte interesantă și acum este pe internet dacă dați căutare. Nu mai știu care a fost finalitatea, dar povestea am avut și zeci, dacă nu chiar sute de tineri care ajungeau la spital din cauza lor, da. În cauza acestor prafuri. Care prafuri? Da, și-a asigurat oricum câștiga. Și-a asigurat glotela. Deci, tipă la pompe funebre oricum avea, era în câștig oricum ar fi fost. Eu dacă tot ai arătat înspre Angela când vorbeai de chestia asta, mă gândeam la următorul lucru, că Angela provine din celebrul sat Păiseni unde se bate aia cu drujba. Acolo cu băbuța. Da, simpatica, da? Când lui aia drujba să nu se bată cu drujba. Adică, da, Angela e de acolo, adică nu. Se înțelege. Casa unui polițist spartă de două ori de un hoț recidivist. Cred că era unul din aia care vrea să se răzbune, cum a fost învățat, nu? Nu mai știu. Geoana, șantaj sentimental la PSD Suceava pentru susținerea sa la congres. Între timp, știți unde, ce și cum a ajuns Mircea Geoană. Monitorul de Suceava. Mai puțin. Da. Văd o știre de pe național. Văd o știre de pe național. 25.000 de locuințe mediu rural pentru medici, profesori, preoți. Deci eu sărăm peste știrea asta. Da, eu ți-am zis că mi-am făcut temele aseară și mi-a sărit în o știre asta. Chiar m-am uitat pe internet să văd cine și ce și cum a zis. E o știre a ghici. A cui? A Elenei Udrea. Da? Am și notat aici niște chestii. Elena Udrea spunea că era ministru, da, dezvoltării regionale și turismului. În fiecare comună va fi un complex rezidențial cu 10 case. Deci fiecare comună construiește un complex rezidențial cu 10 case. Ministerul Udrea dădea banii pentru construcție. Autoritățile locale dădeau terenul. Da? Case cu cel puțin 100 de metri pătrați. Grădină, 500 de metri pătrați. Era undeva la 1 miliard de euro costul proiectului și care s-a realizat după cum vedeți în fotografia respectivă. Interesant era că de aceeași știre vorbeau de un proiect al Ministerului Armatei, Apărării, cu proiecte, cu case pentru militari. Nu, dă trucajul ăla înapoi, să nu creadă lumea că noi râdem ca proști aici, adică aia nu-i l-a băgat? Așa, asta. Da, dă-o pe ecran, te rog frumos. Da. Da. Cum au văzut băieții acțiunea? Așa am văzut. Așa am văzut și noi locuințele respective. Cele... da. Din păcate se întâmplă lucrurile astea și măcar o dată la 4 ani se întâmplă. Mai construim, mai facem, scăpăm de căței comunitari, scăpăm de alea, asfaltăm tot. Și după aia, 4 ani de zile, discutăm de George Glodescu, nu? Și așa mai departe. Traficant de țigări împușcat la granița cu Ucraina. Să fie sănătos, că ți-au mai fost după el. Ok. Blocaj total în poliție din lipsă de buget pentru expertize și autopsii. Da, dacă nu mă înșel, știrea asta a fost și anul trecut undeva, nu? A fost până acum câteva luni când am zis că au venit banii și s-au acoperit toate datoriile. Acum nu știu ce s-a mai întâmplat între timp. Deci s-au acumulat alte datorii. Cel mai probabil. Intervine un nou blocaj. Cum e la Termica, nu? Da. Cu bioenergie. Polițiștii rutieri puși în situația de a deveni recuperatori de mașini. Sunt sezeri, disperați, caut de plătit. Da, clasica chestie, vinzi o mașină și nu mai proprietarul nou matriculează pe el și eventuale amenzi le primești tu și... Da.
Și aici e foarte simplu. Tot ce aveți de făcut e să mergi să radiezi mașina de la... Faci un contract de vânzare-cumpărare, o radiezi fiscal și după aia mergi la serviciul de matriculări și o radiezi. Adică să o treacă ca înstrăinată. Deci în 2011, tot în acel weekend, sâmbătă, duminică, 12-13 februarie, aflam din monitorul de Suceava că Flutur vrea răspunsuri la ancheta privind tranzacțiile cu terenuri din zona metro. Știi ce s-a întâmplat acolo? Nu știu, ai auzit vreun răspuns? Da, este da? Răspuns. Este un răspuns oficial? Cum să nu, cum să nu? Deci care să satisfacă sau care să fie adevărat? Care, care a satisfăcut pe toată lumea, un răspuns la care toată lumea nu se aștepta. Da. Da? Deci, dosarul a fost trimis la DNA, s-a plimbat pe la parchete, la DNA București, din 2005, da? Undeva prin 2000, nu mai știu cât, 2010 sau, mă rog, nu mai știu, chiar îmi scap acum, cei de la DNA au spus, domnule, s-au prescris faptele. Lasă-mi dosarul. Da. Și atât. Gata! Păi așa e și la Varujan, nu? Varujan Vosganian, el deplângea ieri prin Senat. Dacă ce am expirat timpul? A expirat timpul? Da, ok. Ce hai repede să rezolvăm. Avem așa. Mai ții minte pe prefectul protestul... Florin Sinescu. Da, ok. Puștiul care a comis jafuri la Sabrina a dat o nouă lovitură. Asta se întâmpla în 2012. Protestatarii anti-ACTA cu măști la protestul de sâmbătă seara. Asta se întâmpla, cum spuneam, 2012, da. Era acel document, acea inițiativă de violare, practic, a intimității prin legea ACTA. Chiar ar fi... E mai rău, era mai rău decât Big Brother-ul, ce propuneau ei. A fost urtăreos și respinsă de... Păi, nu, a fost retrasă pentru că ai noștri dăduseră cumva drumul parlamentarei. Hai că merge. A ieșit lumea în stradă și au întors-o, n-au mai... Deci fotografia aia de acolo e genială, cu alpiniste sub pod de la Ițcani. Da, pilonul ăsta era format natural sau cum? Acolo s-a fisurat o țeavă de transport apei de la acet, știi? Așa. Era o țeavă acetului, s-a fisurat, ăștia normal, i-a durut în cot cum e românul. Și fiind foarte frig afară, s-a făcut acea cascadă de gheață, știi? Și au venit băieții să facă alpinism. Genială fotografie. Păcat că nu e mai penal, să vă dați seama cum e și podul acolo, deci practic e podul deasupra. Am înțeles. În oraș. Bun, era interesantă fotografia. Un profesor la Colegiul Național Petru Rare și-a bătut fosta soție în stradă în centrul Sucevei. Da, trecem. Trecem, că s-au împăcat, nu? Nu știu, acum spun Georgenescu, habar n-am, nu știu ce-au făcut, așa. Să fie sănătoși. I-a ajuns acum atunci, sunt convins că i-a ajuns umilința. Da? Zeci de școli, licee și grădinițe în Suceava în pericol de a rămâne fără căldură. Nici o noutate, asta poate fi și ziarul de mâine, nu? Adică nu mi se pare... Clienții OnGaz puși în situația de a pierde o zi pentru a-și renoi contractele. Ce spuneam? La fel. Același. Sute de familii de Suceava vor rămâne fără căldură, apă caldă și apă rece. Deci cred că în câțiva ani o să dăm pur și simplu copy-paste la pagina, știi bă, ce? Dă copy-paste la articole și gata. Că merg. Da. Ce mai? Fluturi spune, guvernul Ponta nu trebuie să fie surd și orb la problemele agriculturii. Reprezentanții a 5 instituții sucevene verifică achizițiile făcute de primăria Rădăuți, aflăm dintr-un comunicat al prefectului Florin Sinescu, iar anul trecut, din monitorul de Suceava de anul trecut, din data de joi 13 februarie, aflăm așa, că 223 de suceveni încătușați în străinătate au fost în 2013, adică era la capitolul statistici, nu era... competiția asta în DNA. Mii de infractori nepedepsiți, peste 6500 de dosare penale cu autori necunoscuți, zeci de dosare respinse pe bandă rulantă la Curtea de Apel Suceava din lipsa avocatului, și noi aveam inflație de avocați cu... Păi atunci se modificase nou cod penal, legislația penală, știi, intrase în vigoare. 25 de polițiști și mascați la ușa indivizilor care au bătut doi agenți de pază într-un bar din Marginea. Asta e la capitolul notă de plată. Nici nu mai țin minte speța, dar... Mă rog, doi... Da, atâta timp cât
actele de vitejie de, te determină să bați agenți de pază, mi se pare normal să primești ulterior vizita unor mascați cu tradițiile specifice, nu? Obicei. Da, deci vin cu obiceiurile. Primiți cu tradiția? Da, primim cu tradiția. Hei, 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 am venit ca să... Da. Un singur lucru vreau să-l mai spun. N-am apucat să-l luăm în răspărdin obiectivul de astăzi. Deschiderea tronsonului 3 al centurii Sucevei, încă o amânare. Eu cred că știu de ce se amână atât deschiderea tronsonului 3. Adică ăsta, Pătrăuți, Suceava. Au fost sărbători, au fost de-astea. Nu poate să vină vun ministru, vun secretar de stat să taie panglica. Trebuie să vină unul, nu? Că altfel nu se poate tăia panglica la tronsonul ăsta. Eu asta mă gândesc că se întâmplă. Și că n-au fost pus parapeții de siguranță. Deci, cum îl cheamă? Iohannis e în Franța, Ponta e în America... nu știu unde ar fi secretarii de stat să ocupați, că vezi că e mare vânzuleală pe la București. Nu e cine să vină să taie panglica. Cred că de asta nu se dă drum. Tu zici de parapeți, că nu sunt toți parapeți? Așa scrie aici. Nu și asumă să dea în folosință un tronson fără să fie puși parapeți de siguranță. Asta în cazul în care e vreun indicator eronat, să nu o luăm de alături. Păi cred că indicatorul cu data în folosință nu era și ăla eronat. Da, destul de amare unele din constatările noastre de astăzi, dar eu sper că până la urmă reușim să ne și bine dispunem în ajutorul nostru venind măcar acele fotografii minunate. Îmi place cât de mult a vorbit Angela în dimineața asta. De ce am apucat de tine? Te-am lăsat. Băi, asta e pentru că ai întârziat. Da. Da? De asta. Norocul tău. E vineri 13, te-am înțeles. Norocul tău. Uite, uite. MEAI. MEAI. Petrecere de pietruri. Asta. Bun. Stimați respectatori, atât pentru această ediție a matinalului nostru. Ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.